Bună, sunt Alin, responsabilul tehnic la semințegazon.ro, sunt el la începutul lunii iunie. Dacă vă întrebați ce îngrășământ să folosiți la gazonul dumneavoastră, veți afla în câteva minute. Noi suntem un magazin online, comercializăm produse profesionale pentru îngrijirea gazonului, avem și grupul de Facebook Ai iarbă să fie verde, canalul de YouTube Ai iarbă, unde vă puteți informa în legătură cu cum să întrețineți gazonul dumneavoastră. Astăzi vom vorbi despre îngrășămintele care se pot aplica în perioada verii în funcție de câteva lucruri. Până când avem temperaturi undeva la 27 de grade ca și maxime, puteți aplica îngrășământul nostru solid All Season Soil Life. Are un NPK 16-0-15, conține atât azot cât și potasiu și pe lângă asta conține fungi și bacterii benefice care va îmbunătăți fertilitatea solului dumneavoastră. Odată ce trecem de 15 iunie, vom avea temperaturi de 30-30 de grade Celsius. Dacă gazonul dumneavoastră se prezintă în stare bună, însă sunt două luni de la ultima aplicare de îngrășământ solid, vă recomandăm îngrășământul solid Slow Kappa. Are o cantitate ceva mai redusă de azot, respectiv 13%, dar o cantitate mai mare de potasiu. Aceste îngrășăminte care conțin mai mult potasiu și mai puțin azot, denumite oarecum popular îngrășăminte de vară, strict sunt de aplicat la peluzele care nu au fost fertilizate la timpul potrivit. Timpul potrivit pentru fertilizarea gazonului primăvara sau în prima jumătate de an e luna martie sau începutul de aprilie, sfârșitul lunii mai sau chiar începutul lunii iunie. De ce? Pentru că dumneavoastră trebuie să interveniți cu îngrășământ solid înainte să existe o presiune a buruienilor. Da? Trebuie administrat îngrășământ gazonului ca să el să se refacă repede după iarnă, să-și refacă desimea ca să poată suprima buruiana. Avem buruienile care apar în luna martie-aprilie și apoi avem buruienile care apar în mai, iunie, iulie. Da? De aceea, e bine de intervenit cu îngrășământ imediat după iarnă, în luna martie, când avem temperaturi de 10-12 grade ziua și apoi următoarea fertilizare să o faceți undeva cam la 2 luni de zile de la prima. Adică undeva la sfârșitul lunii mai, începutul lunii iunie. Nu trebuie să folosiți îngrășăminte de vară, îngrășăminte despre stres sau alte denumiri fancy gazonului dumneavoastră. Gazonul are nevoie de azot. Acesta e elementul principal care îi dă creștere, care îl ajută să își multiplice celulele, să înlocuiască celulele bătrâne ale foliajului sau ale rădăcinii, da? Să aibă o creștere constantă ca noi prin tundire să eliminăm fungii care sunt pe frunză. Și dacă avem o perioadă foarte ploioasă, caldă, își vor face de cap. Da? De asta trebuie să avem o constanță a creșterii gazonului. De aceea e bine de intervenit în sezonul acesta de 8 luni de vegetație al gazonului, cam de 4 ori cu îngrășământ solid. Întotdeauna e bine de intervenit înainte să avem o presiune a buruienilor. Cum am zis, martie, mai, recuperarea după vară, undeva la sfârșitul lunii august, și apoi aplicarea de îngrășământ undeva la sfârșitul lunii septembrie, începutul lunii octombrie. Noi avem îngrășământul Soil Life, care e un îngrășământ all season. Respectați aceste perioade de aplicare a îngrășământului solid și rezultatele vor fi foarte bune. În schimb, dacă, de exemplu, să zic, ați aplicat pentru prima dată îngrășământ solid anul acesta undeva la începutul lunii mai sau sfârșitul lunii aprilie, da? Vă recomandăm utilizarea îngrășământului Slow K când sunt undeva cam 7 săptămâni, 8 săptămâni de la ultima aplicare de îngrășământ solid. Cum am zis, Slow K conține mai puțin azot și mai mult potasiu. Nu neapărat că potasiu va face minuni în gazonul dumneavoastră și că îl protejează împotriva bolilor. Asta e o informație care circulă așa în mediul online. Nu deloc. Strict, îngrășămintele acestea de vară au un conținut mai mic de azot, pentru că dacă punem prea mult azot gazonului la sfârșitul lunii iunie, el va avea o creștere prea accelerată, celulele se vor arunci foarte tare, pereții vor deveni subțiri și se risc să fie atacate de fungi. Îngrășămintele acestea de vară au conținutul mai mic de azot, ca să nu dăm foarte mult azot gazonului, dar să-i dăm ceva ca el să-și continue creșterea și dezvoltarea, da? Metabolismul să rămână activ, însă acel mult potasiu care le au îngrășămintele de vară nu face altceva decât în sol se întâmplă, să zic așa, o chimie pe scurt care face ca planta, deși solul e cald și rădăcina nu funcționează bine când temperaturile sunt ridicate, prezența aceasta a potasiului în concentrație mare face ca planta să absorbă împreună cu potasiu și azotul.
puteți aplica acest potasiu în cantități mari vara sau iarna și nu vă feriți gazonul de problemele care pot apărea vara. E foarte important să irigați gazonul corect, rar și abundent, maxim de 2 ori pe săptămână și abundent, cu minim 15-20 de litri de apă pe metru pătrat pe irigare. Vă rugăm, consultați ghidul nostru pentru întreținerea gazonului care găsiți pe semințegazon.ro la secțiunea sfaturi tehnice în meniu și acel prim ghid, ghid general. Aveți acolo cum să tundeți gazonul corect, cum să-l irigați corect, câte minute să irigați gazonul în funcție de anotimp, îngrășăminte, exemple de îngrășăminte și un calendar care, dacă îl respectați, vă ajută și nu mai aveți nedumeriri, întrebări, ce îngrășăminte să folosiți. Da? Aveți un calendar pe un an întreg, în funcție de cum doriți să arate gazonul dumneavoastră. 2, 4, 3, 4 aplicări de îngrășământ solid și aveți un calendar. De exemplu, doriți, aveți buget să aplicați doar de 2 ori îngrășământ solid pe an, aveți acolo lunile unde când ar trebui să faceți cele două aplicări. Dacă aplicați de 3 ori, aveți un calendar pentru lunile când ar fi bine să faceți cele 3 aplicări de îngrășământ. La fel și la un plan de fertilizare cu 4 aplicări pe an. Noi avem îngrășământul pentru gazon slow cap la cutie de 4 și de 25 de kilograme. Acesta vă recomandăm să-l folosiți. După, dacă e cazul să fertilizați după 15 iunie, da? Adică când sunt 7-8 săptămâni de la ultima fertilizare sau se împlinesc la sfârșitul lunii iunie, cele 7-8 săptămâni de la ultima fertilizare, să folosiți slow cap, e mai potrivit pentru temperaturile foarte ridicate. Sau avem îngrășământul All Season Soy Life la 4 kg și la 25 de kg. Soy Life îl puteți folosi cei care asemănă gazonul în această primăvară ca și fertilizarea după a doua, a treia tundere. Sau îl puteți folosi liniștit până undeva prin data de 15 iunie dacă, cum am zis, se împlinesc cele 7-8 săptămâni de la ultima fertilizare. O să fiți foarte mulțumiți de rezultatele lor. Pe site-ul nostru, pe semințegazon.ro, găsiți îngrășământul Slow Cap la îngrășăminte de vară, iar îngrășământul Soy Life îl găsiți la îngrășăminte de întreținere. La tabul aplicare aveți detalii complete cum să aplicați corect îngrășământul solid. Da? Normal, îngrășămintele solide ar trebui aplicate după tundere, după distribuire, să irigați și ar fi bine ca înainte de toate astea să scarificați gazonul înaintea verii. Scarificarea aceasta înaintea verii cel mai bun, în ghilimele, fungicid care îl puteți aplica gazonul. Pe lângă îngrășămintele solide, puteți utiliza îngrășăminte foliare. Îngrășămintele foliare conțin alte substanțe față de îngrășămintele solide. Mai ales dacă gazonul de astăzi nu e în cea mai bună formă, înseamnă că e o problemă cu rădăcina. E bine depus un îngrășământ solid, însă efectul mult mai repede îl veți avea cu îngrășăminte foliare. Ajutați planta să ajungă într-o stare bună cât mai repede ca să o prindă vara pregătită. Noi avem ca și îngrășăminte foliare, care le puteți folosi pe tot parcursul anului, atât la gazon cât și la plante ornamentale, inclusiv legume, de exemplu fertalga e un îngrășământ bio. Acesta fertalga e un extras de alge marine, care conține fitohormoni de creștere care încurajează sau accelerează dezvoltarea rădăcinii și refacerea foliajului. Conține fitohormoni de creștere, aminoacizi, o hrană gata preparată pentru gazon. Da? Adică îngrășământul solid când îl aplicăm, trebuie să se dizolve în sol, să-l preia rădăcina, planta trebuie să facă fotosinteză și atunci așa transformă nutrienții din îngrășămintele solide în hrană. Îngrășămintele foliare, pur și simplu, aplicând îngrășămintele foliare pe frunză, s-a absorbit rapid și efectele apar în câteva zile. Noi vă recomandăm, utilizați îngrășăminte foliare la gazonul dumneavoastră măcar de 4-5 ori pe an. În perioadele astea, înainte de vară și după vară, cel puțin, să faceți câte două aplicări. O să aveți rezultate foarte bune. Nu costă foarte mult. De exemplu, aceste două îngrășăminte foliare, Fertalga și Fox, costă undeva cam 10 lei. Pe 100 de metri pătrați la o aplicare. Noi un cost ridicat și o să vedeți efecte deosebite în gazonul dumneavoastră. Pur și simplu, după ce o să faceți două aplicări, puteți face, dacă gazonul nu arată foarte bine, să zic, puteți aplica azi și peste 7 zile puteți reveni cu o altă aplicare. Fox conține, pe lângă azot și potasiu, conține calciu și magneziu. Calciu va ajuta rădăcina să se dezvolte, să se ramifice, să se ducă mai la adâncime în sol și calciul e un constituent al pereților celulari. Dacă avem un perete celular mai gros, mai rezistent, bolile fungice, da, bolile gazonului, atacă mai greu gazonul,
pierde mai puțină apă, e mai rezistent la trafic. Pur și simplu, o să vedeți că după două aplicări ale acestor îngășumite foliare, gazonul dumneavoastră, chiar dacă arată bine, va arăta mai bine. Ce e important e că vă reduc necesarul de apă de irigat gazonul. Odată cu reducerea cantității de apă cu care irigați gazonul, veți scădea foarte mult incidența apariției de poanua, artul buruienii, a trifoiului, a mușchiului, a bureților. Și cum am zis, o aplicare din cele două îngrășăminte foliare e undeva la 10 lei pe 100 de metri pătrați. Practic, aceste două îngrășăminte foliare sunt undeva la 110 lei, 120 de lei și va ajunge dacă aveți o curte de 200 de metri pătrați pentru un an de zile. Îngrășămintele foliare, preferabil să le aplicați pe gazonul tuns, da? Să fie tuns gazonul, să nu tundeți, bine ar fi două zile după aplicarea lor. Încercați să aplicați după ce se ridică roa dimineața sau după masa. Dar să mai bată soarele încă vreo 2-3 ore după aplicare. Nu aplicați la mijlocul zilei, pentru că există un mic risc sau o mică cantitate din îngrășământ se va evapora de pe frunză, fiind foarte cald. Puteți aplica îngrășământ solid, a doua zi puteți să aplicați îngrășământul foliar fără nicio grijă. Uitați-vă la prognoza meteo, vedeți. Încercați să aplicați îngrășămintele foliare să nu plouă cel puțin câteva ore. Bine ar fi în ziua respectivă să nu plouă sau să nu irigați. Rezultatele vor fi excelente, mulți care le-au folosit au fost foarte mulțumiți de ele și noi facem teste în fiecare an cu îngrășăminte solide pe diverse soluri, pe diverse specii de iarbă, de gazon și această combinație va avea rezultate foarte bune și, cum am zis, le puteți folosi și la plantele ornamentale. Alin de la semințegazon.ro vă salut!